La nivel de energie. Urgent, ceea ce nu o să facă ăștia. Ziceți. Piață reglementată. Da. Pe perioadă limitată sau forever? Pe o perioadă de 5 ani. După aia putem prelungi. Investiții. În 2 ani, sistemul energetic național, dacă este ajustat cu investiții. Investiții de la zero sau retehnologizarea capacităților închise și repornirea lor? Revenirea la cărbune. Odată, așa, că avem lignit pe 200 de ani și putem pe Termomintia și pe CEO Oltenia și pe alte termocentrale, bun, să lucrăm. Avem investiții care sunt la 70% Iernutul, la 92% Răstolița, la 98% gata hidrocentralele de pe Jiu. Lăsăm antreprenorii români. A treia chestiune, 12 luni fără controle. 12 luni în care lași antreprenorii români să-și vadă de treabă, pentru că în momentul ăsta nimeni nu-i controlează pe antreprenorii străini, da, nimeni, și antreprenorii români sunt o grămadă, inspecția muncii, protecția consumatorului, etc., garda financiară, etc. Lăsați în pace mediul privat. Pe un an de zile, da? 50%, trebuie să dăm drumul la bani. Da. Trebuie să dăm drumul la bani să circule. Ce facem cu 50%? Pensii și salarii. Majorări? Da. Păi de unde luați paralelele astea? Din control. Păi care control? Că... Asupra resurselor naturale. Adică măriți redevențele sau ce faceți? Ați ghicit. Tăiem. Așa? Consiliile de administrație. Cum să le tăiați? Dacă însărcinezi Transelectrică. Da. Știți cine e angajat la Transelectrica? Pe 7.000 de euro în Consiliul de Administrație. 7.000 de euro în Consiliul de Administrație? Da. Bun Consiliul de Administrație. Bun. Cine? Transelectrica, Romgaz, Transgaz, etc. Soția lui Eugen Tomac. Trebuie să renegociem PNRR-ul, îmi pare rău. Ziceți? Da. Asta trebuie făcut. Dacă vine cineva care să aibă putere. Aici vă situați pe poziția PSD-ului, că și PSD-ul zice că trebuie. Da, domnule, dar și care e problema? Și PSD-ul are poziții bune. Susțineți un eventual demers al PSD-ului de renegocierea PNRR-ului? Trebuie făcut lucrul ăsta. Tăiem CEA-urile, tăiem sporurile necuvenite și tăiem orice pensie care este mai mare decât salariul președintelui. Domnii judecători sau procurori, vă ajung 13.000 de lei pe lună, e mai mult. E mai mult decât... Da!